M-am trezit mai devreme și... Ce ai cu ea? Ești un prost. Ce ai cu ea? Taci că ești prost. Te bagi așa cu totul sub fusta unei femei. Nu știi cine e, de unde vine, pe unde a umblat înainte de a ajunge în satul ăsta. Ești prost. De ce mă calci mereu în picioare? N-ai altă plăcere mai mare. Ești prost, mă. Numai pe tine te am și vreau să te apăr. Mi-ai adus, mă, ceva de mâncare? Porcu aduși. Aoleu. Așa. Unu. Trei. Șase. Așa. Nouă. Zece. Încă una, băiatul. Merge, merge. Bravo. Săruna, babă, Cătălina. Astăzi îngrupăm de creișorul. Să-i fie de sufletul lui. Boia, bă. Fie primit. Mama ta, stai și râzi, a? Ce crezi, că pe tine nu te pot ridica? Uite că pot! No, șase! Pot, mă! Milion! Mă, Mihai, ești la școală! Se spune că odată o femeie sărmană venea cu carul cu lemne pe lângă pădure. Și carul era plin și boii trăgeau greu. Și deodată îi se păru femeii că
boii trag mai repede și carul merge mai bine. Și se uită în spate și văzut că în urmă venea o haită de lupi. Și lupii veneau flămând și în goană. Ia ascultă, ce e cu tine? Vino încoace. De ce ai întârziat? A făta purcea. Treci la loc. Și deodată porni femeia în zbor peste lume, cu car și cu boi cu tot. Și de atunci se vede pe cer femeia, cu carul cu oiștea cărmită. Priviți pe mai o sârbesc! Așa cum au lăsat boii când au văzut lupii. Priviți! Trei tancuri multe! Bună ziua! Bună ziua! Femeile, îl întâlnesc la ore mai mici. Noroc! Dimineața ieșea de la învățătoare. Să-i fie de bine. Și dacă într-o zi rămâne acolo? Care desfătare lumească este lipsită de întristare? Stai puțin. Toate sunt mai neputincioase decât... Asta e din albul tău. Toate mai înșelătoare decât visul. O clipă numai, o clipă, și pe toate astea moartea le apucă. Iar când slujba ajunge aici, e 11. Bat clopotele. Bang, bang, bang. Hei, domnule notar, nimic nu e mai frumos. Du-te la domnul Pau. Ia-i du-te. A slujba. Să-ți mai citesc o dată să vezi câtă înțelepciune. Care desfătare lumească este lipsită de întristare? Toate sunt mai neputincioase. Vino la mine. Toate sunt mai înșelătoare decât visurile. Trebuie să te convert. O clipă numai, o clipă. Ai un gâlc? Unde? Uite. Uite aici. Aici. Cam pe aici. Cam pe aici. Hei! Ești cam place? Hei, ce n-aș da? Ce mai zic la radio sărbătăi? Multe. Dar de ce ai mei? Păi, n-or fi ai mei. De noi zic ceva? Nu zic. Crezi că o să fie război și pe aici? O să fie. Ba n-o să fie. Ba o să fie. Ba n-o să fie, am spus. Ba o să fie. Ba n-o să fie. Ba o să fie niciun război. Toți faceți pe domniile voastre de frică. Ba o să fie. Iar ai venit? Pleacă de aici! Cinzaca mea! Ne dai, mu, ne place! Mani, mani! Cât ești dator? O să-ți plătesc! Când plătești, ai să bei! Îți dau o capră! Bun! Dai capra, ai un țap! Să mor că-ți dau! Stoicului, ce stai? Haideți aici, haideți, haideți aici, hai! Să vă spun un secret, dar să moare aici între noi! Avea un băiat care a învățat la birbrat și a fost omorât de nemți! Ce? De atunci vede numai rău în jurul lui. M-am venit să cred că ne-i dorește la toți. Crezi că o să fie război? Îți spun sincer, nu o să fie război. Nu o să fie! Vaporul, vaporul! Am și uitat că azi e jur. Jandar cu ținere de minte, dracu mai văzut. Ha 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 ha!
Nu mă cer. Hai. Stai. Lasă-mă. Nu vă supărați. Aici nu servim clienții. Mă iertați. N-am știut. Uite la mine. Și sunt fetele astea. Te dai un vol. Gata. Cine vă răsc? Poftiți, poftiți, următorii. Ce-ți-e frică, nu scap. Dacă te mai îngreași, îți dau o mușcat. Bine. Brave. Bravo, bravo, bravo. Noroc. Ați avut lupte grele? Ștacaje? Pita de orez. Dacă vă trebuie ceva. Pita nas, acum nu mi-așa treba. Evo, evo, la ce ci de nas nesta la mesto. Pozna to mesto. Ima sada, znaš, dvoje dece. Trebuie să mă ostăi eu cu tastă. Ai ce să-i faci? Bravo, bravo. Bine ce mă stau. Dovigenia. Te-ai prins în foare, trebuie să-i joci, domnișoară! Ce-a
Mergi mai drept. Ce dracu, ești în barcă? Hai încă o dată. Hai, învață să mergi. Că de azi ne-a venit clienți noi. Ai zis ceva? Mai zi o dată, că n-am auzit. Am auzit, dar nu știu ce zici. Restaurant. Las-mă! Rămâneți mea, că mele! Nu vă dau! Cine tu, Mihai? Dă rumâna, domnișoară. Ce se întâmplă? I-am cazat aici. I-am? Adică noi, satul. Și tocmai la școală. Era singura clădire pe care o puteam da. A venit ca aliați. Nu era să-i lăsăm în drum. Și școala unde o să țină? Până la toamnă. Școală ne trebuie acum. Mă, Gabriela, mă! Ordin din corporaș. Ce-i, mă, Manole? Fii tu noi acasă? Dă-i ordinul ăsta și spune să prezinte marș neapărat. Ai înțeles? Așa. Ordin de incorporare. Mă, să nu faci cumva vreo figură că te leg. Legat te duc la comisariat. Ai înțeles? Ordin de concentrare. Crezi că o să-mi vină și mie? Eu mă duc în munți, la partizani. Dacă vrei, vină și tu. Gavrilă Petre, Focu Mihai, Ioniță Vasile, Pană Petru, Tatu Alexandru. Multe femei rămân singure. Cristea Marin, Radu Ion, Radu Gheorghe, Mihai Stăncel, Ion Stancu. Neaca, ai ce să faci? Trebuie să-și facă datoria. Aș fi mândru să aflu că s-a comportat ca un erou. Orice preț. Chiar cu prețul vieții. Costache, te felicit. Führer ne cere să ne sacrificăm. Vezi, vezi că te cheamă. Drum bun! Băiatul să mor cu fruntea sus și armă mână! Ionițe Nicolae! Fan Alexandru! Marin Vasile! Radu Alexandru! Mântulescu Iulian! Hai că stați, dă-i drum! Thank you.
Ei, domnișoară, acum nu mai avem nimic de împărțit. Seara. Bună seara. Am văzut că e singur. De mult vroiam să trec pe la dumneata. Nu-mi place. Cum arăți? Zău, domnișoară învățătoare. Nu-mi place deloc. În casă. Un moment, domnișoară! Trebuie să te îngrijești! E absolut necesar un consult sever! Ești mai îndrătnică decât un copil, domnișoară! Am uitat să te fericit! Pe costeche le-au pus primar! Așa că o să fii nora primarului! Deci eu nu cred. Ia vino încoace. Eu? Tu, vino. Ia pune mâna, ești în stare să ridici mașina. Jos, mă! Ia vino încoace. Eu? Ți-e foame? Da. Vino după.
asta. Înainte de a veni aici în sat, a fost supraveghetorul unei mine. Se spune că era foarte energic, dar a făcut el ceva, nu se știe ce, de-a fost mătrășit. Acum probabil și-a adus aminte că are o mână puternică. Acum e un băiat foarte bun, a? E foarte plăcut, foarte bun. Aha. Avem nevoie de o mână puternică! Asta avem nevoie, o mână puternică! Prea multe se întâmplă aici! Partizanii nu ne dau pace! Ce mustață ai, mă? Führer a pornit acest război sfânt! Tu mâine la spate! Führer așează cum vorbește! Ca să ne izbăvească! Să aducă pace pe pământ! În el trebuie să credem! Führer! Costaichi! Să fie într-un ceas bun. Un par pentru domn primar. Dă-i ceva de mâncare. Ia-mi floiul meu, hai. Să trăiți, domn primar, bine ați venit. Avem nevoie de o mână puternică, să trăiți. Hai. De azi înainte, soarta a hotărât ca să vă conduc eu. Știți ce apasă pe umerii mei în aceste vremuri? De cumpănă. De aceea vă cer sprijin și disciplină. Să vă băgați mințile în cap, că altfel vă ia mama dracului. Cu mine nu vă merge. Cine nu e cu minte, o să o pățească. Și mai ales tu, Stoicovici. Nu înțeleg. Ar fi foarte rău. Așa că de azi înainte, fără prostii, înțelegi? Ai ascuns destulă vreme, partizani. N-am de gând să răspund pentru tine. Decât să plângă mama, mai bine să plângă măta. Ai înțeles, Stoicovici? Hai, Hitler! Ești omul meu! Pe tine te căutam. Dai de băut, că eu nu mai am ce vinde. Mai mi-a rămas o singură capră și pastul a țin de suflet. Hai, Cacu, dacă te-ai ajuns, ai de unde? Ești afară. Iute, s-a urcat scroafa în copac. Aruncă-l afară. Da. Vai! În regulă. Du-te și spune-le că așteptăm la Moara Veche. Am înțeles. Pentru copii. Da-mi și mi-a. Nu-ți dau, mă. Lăsați-mi șapca! Lăsați-mi șapca! Stai! 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 Mamă! Mamă! Dați-mă că vă împuși! Stai, mă! Stai!
mă! De ce tragi, mă? Te-ai tâmpit la cap? Sus mâinile! Și ai cu mine, mă? Ce ți-am făcut? În genunchi! Lasă-mă în pace! Roagă-mă în genunchi dacă vrei să te iei! Sunt un bătrân! În genunchi! Mă, băiete! N-auzi, în genunchi! Nu-ți-e rușine? Sus mâinile! De ce-ți bași loc de el? Dai și tu în genunchi! În genunchi, n-auzi? În genunchi iasă, că trag! N-auzi ordinul! În genunchi, că trag! Să știi că trag! Trag! Domnișoara învățătoare, fă și spune el că ăsta e nebun! Vă puneți mintea cu tâmpitul ăsta? Sus mâinile, Vasile! N-auzi ordinul! Mai dă-te dracului! N-auzi ordinul, te împușc și pe tine și pe capra ta! Ia mai dă-te dracului, mă! N-auzi ordinul, te împușc! Împușc pe mă! Te împușc, mă! Și nici pe aia, că-i moartă! Te împușc, mă, Vasile, mă! Te omor, să știi! Doamne, e nebun! Putea să te împușc! Mă! Nu ți-e rușine! Vezi că-ți iau arma! Hai, moșule, nu-i nimic. Îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat. E mil. A pierit. Îi spun să stingă lumina. Să lăsăm aici. Trebuie să ne prăbăți o grezul cu grezul cu grezul. Las că lurcă, dăm frânghia. Te bude blișe, rai. Da, da. O stați. Ia se bine. Da, da. Pazi, seama că a gogănat. Stai cu minte. Aici ești mai aproape de rai. Luškone, nebo zaboravi, tamo si bliže nebu. Tamo je raj. Acolo încui nu o să-l găsească nimeni. Haide! Dorește-i, mă! Haide, spune mâna, ce stați? Haideți cu aia! Haideți! Nu vă mișcați deloc! Dacă o să facă ăștia ceva în capul vostru, auzi, tot o să te trec de aici! Că stau la cârciumă, beau și mă...
mănâncă și voi le faceți private! Cade oameni civilizați! E băut, nu-l băga în seamă. El n-are și pierde. Ai nicht, ai schnaps. Oh, gut, gut. Gut, gut, Herr Costaike. Pune-i la treabă. Da. Înapoi! Înapoi la lucru! Înapoi la lucru, n-auziți? N-auziți, ordine! Înapoi! Ură! E un ordin și pentru mine și pentru voi. Cât timp partizanii o să-și facă de cap, ăștia se vor răzbuna pe sat. La muncă! Haideți la muncă! N-auziți, la muncă! Domnișoare suplinitoare, știu ce e în inima dumneavoastră. Amândoi am avut necazuri mari. De ce să ne mai facem altă? Să-ți fie rușine, porcule. Mă înțelegi, domnișoare? Nu ți-a fost frică? Și am ei pierdut. Și toți ne așteaptă ușă în pământ. Dacă vii să trăiești, trebuie să ieși din casă, să apinzi focul, să respiri aer curat. Nu vezi că nu mai poți respira de atâtea duhoare? Vine ziua când e multe să rămâne neîngrupați și nimeni nu mai are voie să-i jălească.
Piciorul mai sus, mai sus piciorul. Păi și mâinile? Păi ce faci cu aripile? Aripile? Păi așa stă barza. Stă să ia și pe stâmpul, să vedem dacă poate. Stai și pe stâmpul. Uite că stau. Uite, uite-le, stă așa. Ai o cafă, domn primar? Adu o cafă pentru domn primar. Hai că poate. Dar tu poți? Ei, mai poate. Nu, să cânti. Să cânt? Ce să cânt? Ca privizătoarea. Ca privizătoarea. Ce-ai cânt? Dar treci acolo. Să merg acolo? Acolo. Nu, nu, trei jos. Jos, lângă el. Păi nu așa. Piciorul sus. Sus piciorul. Eu? Pot și eu. Doctorul a lăsat piciorul jos. Ia-i locul. Mișcă. Domnul Costache, aș vrea să mă ajutați. Știți, în trecut am fost persecutat. Acum că puterea e a noastră, e normal să fiu și eu capitan. Nu, nu! Cântă mai departe, nu te opri! Aș putea să vă ajut cu multe. Am înțeles. În satul nostru, Costache, îi fai primar și întotdeauna îl vom asculta. Întotdeauna noi vom fi de partea lui. La 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 la. Satul nostru, Costache, îi fai primar. Ce domnule, Paul, pleci? Ieșim din vorba lui deloc, deloc, că așa suntem noi făcuți. Domnule Costache, spune-le să termine, că mi-alungă toți clienții. Dar tu, Stoicovici, poți? Eu pot multe. Adică? Eu pot să stau cu amândouă picioarele în aer. Zbânci! Așa? Nu poate! Cade! Jos! Își frânge gâtul. Nu și-l frânge. Acum? Mare șmeche. O să cadă. Ăsta nu se-și frângă gâtul niciodată. Cade! La mali mai greu. Am câștigat! La revedere! Domnule Paman! La revedere și mai bine! Dacă o să fiți cu minți, o să vă meargă bine cu mine. Mulți ani trăiască la mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască la mulți ani. Hai, du-te, du-te. Și pe mine. Uite pe jos. De gând. Să trăiască! Să trăiască! La mult! La mult! Să mergi după domnul primar! Să mergi după domnul primar! Mișcă! 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 De ce de
oprici. De domnul după domnul primar. La revedere, domnule. La revedere. La revedere. Stoicovici! Poftiți, domnilor? Poftiți, sunteți invitații mei. Nu, 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 aici nu-i pentru tine. Domnișoara învățătoare, de ce nu stingi lumina? Nu știi că e interzis? Hai, stingi-o! Veniți, veniți. El a omorât pe soldatul din privat. Este acum în cuibul de varză. Cont, raș! Ce
Nu te du-n bătătură. Unde să nu mă duc? Nu e voie, e mort. Nu te du. Cine e mort? Nu vă duceți, nu e voie. Ce nu e voie? Să vă duceți la el. La cine? La sârbul pe care l-a omorât. E în bătătură să vadă lumea și să-și bage mințile în cap. Cine o să se apropie de el, o să fie împușcat. Nu vă duceți, nu e voie! Domnișoară suplinitoare. Lasă-l în pace. Ăștia dacă se supără e de rău. Și la o adică n-aș putea să iau apărarea nimănui. E un avertisment ca să afle și românii și sârbii că nu-i de joacă. Și omul să rămână neîngropat? Poate nu știi, dar e partizan, domnișoară. Cine s-atinge de el poate fi împușcat. N-aș vrea să ai neplăceri. Zău, domnișoară, eu țin la dumneata. Vă mulțumesc, domnule Costache. Să rămână. Pare de să pare lumea astăzi, domnule primar! Salut, domnule primar! Bine ați venit, domnule primar, poftiți! Poftiți, tu stai la o parte, stai acolo. Hai, hai, ștergi-o de aici. Deci, toate sunt mai neputincioase decât umbra aici am văzut. Poate mai înșelătoare decât mai visul. A fost la pescuit, e la tot sigur. Iar când slujba ajunge aici, încep clopotele. Bang, bang, bang. Ce-i asta? Bat clopotele. De ce bat? Ce se întâmplă? Thank you.
Ai friguri. Arsca focul. Ți-am încăzit niște lapte. Vrei să bei? Ce să tragi clopotul, nu te supăra, a fost o prostie. Ce-ți trebuie? Vrei să-mi capă mânale costaiche? Asta nu ține seama că te-ai iubit cu fisul. E în stare de orice. Se zice de a rămâne între noi că fisul a fugit de pe front. O să te-l ține ascuns. Ăștia știu, dar închid ochii. Hai, nu te mai gândi. Rahatul e prea mare ca să rămâi să cormânești. Să știi că eu țin la dumneata și dacă oricând ai nevoie o leu mână de ajutor. Te-am dezbrăcat și te-am băgat în pat. Și a revenit, dar o să mai țin sub observație. Știu, dumneata e foarte multă treabă, am eu grijă. Ce cu sârbu? Lasă-l în plata domnului. Mai mare rușine. Stă în mijlocul satului ca un câine. Vremurile sunt tulburi. Nimeni n-are chef să moară prostește. Nici nu-i mortul nostru. Sărași mai suntem dacă nu putem să plângem măcar un mort. Povești. Lumea nu e biserică, domnișoară. Dar nici privată nu e. Dumneata ești chiar bolnavă. Am să vorbesc cu vecinii. Să te îngrijească. Nu sunt bolnavă. Păi ești bolnavă, ascultă-mă pe mine. Alminteri. Domnul Paul, îmi răscruce un om mort. Ajută-mă să-l îngropăm. Asta e treabă de bărbat. A fost și el taur. E ușor să trăiești așa când nu intri în horă. Câți ani ai, domnișoară? Îți place ce se întâmplă aici? Mai am 20 de ani și vreau să trăiesc. Bine, domnule Paul. Nu? Nu e bine. Nu e bine deloc. Dar asta e. O să găsesc pe altcineva să mă ajute. Mai sunt încă oameni. Hai, ești la rând. Hai, 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 hai. Doctorii, mi-ai promis că m-a ajuns dacă am nevoie. Nu numai omul ăsta e jignit și murdărit, ci tot satul ăsta. Hai să mă ajut să-l îngropăm, doctore. Tremură mațele în tine de frică. Nene Stojković! Nene Stojković!
Petrovici! A ieșit primarul! De ce nu faci nimic? De ce? Ți-e frică să nu-l doarne pe Emil? Ea știe că a fugit de pe front. Tu vorbești? Care umbli cu mustață falsă? Ce vrei, tâmpitule, să o omor, să fac din ea o martiră? Du-te. Good morning. Nene Stoicoviș, au pus în bătătură să fie de exemplu. M-auzi? Nene Stoicoviș, nu trebuie să te temi de mine. Aici nu ne-au de nimeni și eu n-am să te vând. Nene Stoicoviș, de ce te temi de mine? Nene Stoicoviș, eu pot să mă duc și singură să-l îngrop. Nene Stoicoviș! Nene Stoicoviș, de ce nu răspunzi? Nene Stoicoviș! Ce vrei? Ești nebun! Nene Stoicoviș! Ah! Ajutor! Nu! Lasă-mă! Ajutor! Stai, bă! Ce e, mă? Ce te-ai îmbătat? Ieși! Ieși, n-auzi? De domnișoară, oamenii au început să-ți poarte sâmbetele. Nu o să pot întotdeauna să te scap din mâinile lor. Nu te potolește? Am văzut că i-ai prins lumânare. În sat e un mort și satul nu e pustiu. Așa e obiceiul. Dumneata ești fată deșteaptă, nu crezi în obiceiuri. Ai aprins lumânări ca să mă înfrunzi pe mine. Și pe ei. Le-am aprins ca să nu ne facem neamul de râs. Că cine îmi dă 2 bani pe moarte, îmi dă nici măcar un franc pe viață. Îl vezi? S-a spălat pe mâini și acum doarme. Nu, nu se preface. Doarme cu adevărat. Sârbul care zace în bătătură s-a ascunsese la el. Și el? Adică e un porc. Nu, e foarte deștept. Dacă doarme liniștit, înseamnă că ăia care beau acum la el au frânele în mână și o să le mai aibă multă vreme. Și asta te bucură, nu? Ca să fiu sincer, somnul lui Stoicoviș mă odihnește și pe mine. Domnișoară suplinitoare, eu nu cred în puțoisme. Trăim într-o epocă plină de rațiune. Atunci de ce ți-e frică? Frică? Uh-huh. De cine să-mi fie frică? De dumneata? Nu știu, dar ce? Îngrozitor de frică. Poate că știi ce e frica de morți. Nu te amăgi, domnișoară, mi-e frică pentru cei din sat. Le faci un foarte mare rău. Nu-ți dai seama? Ai noroc că bărbații sunt plecați de acasă. Și-au rămas numai femeile, bătrânii și copiii. Și-o stora le-e frică să iasă din casă. Oamenii nu ies din casă pentru că te urăsc. Mulți dintre ei au legături de sânge cu partizanii. Și or să plătească scump dacă dumneata te-a pus agiți apele. Nu o să te ierte nimeni. De ce să le facem jocul ăstora? Să le dăm prilejul să se răzbune. Dacă noi lăsăm să treacă timpul și nu se întâmplă nimic, într-o bună zi o să sature de jocul ăsta și aruncă sârbul în Dunăre. Și atunci gata. Gata, totul intră normal. Lasă lucrurile în drumul lor, în treaba lor. Nu te pune de-a curmezișul. E inutil ce vrei să faci, cui slujește. Nu știi cine e mortul, ce hram poartă, nu ți-e rudă, nu ți-e iubit. Ce folos ai? Ai dreptate. Niciun folos.
Cine? Eu, Emil. Deschide. Te rog, deschide. Te iubesc, Anastasio. Te iubesc. De ce nu-mi deschizi? Pentru că m-ai mințit. Nu. Zău că nu. Te iubesc. Se poate. Dar asta nu e dragoste. Asta s-a văzut și mai târziu când m-ai mințit că ai murit. Așa a zis tata să spun, dacă mă spuneai. Hai, du-te. Și nu mai veni. Adică pot să vii, că eu tot am să plec. Unde pleci? La mine în sat. La tine în sat? Crezi că e altfel? Nu pleca. Peste tot e la fel. Peste tot e la fel acum. Nu te las să pleci, Anastasio. 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 Am să-l îngrop pe cel care s-a cimbat bătătură. Să nu faci una ca asta. O să te omoare. Fac ce vreau cu viața mea. Puteam să devin curva lor sau să mă înnec. Pot să și mor dacă vreau. Nu vreau să te las. Anastasio, deschide-mi. Ai început să semeni cu halterofilul și cu ceilalți. Cu pielea grasă și sănătoasă și plină de putreziciune pe dinăuntru. Mi-e silă. Hai, du-te. Anastasio. Deschide, Anastasio. Ești cu cineva înăuntru de nu deschizi. Asta e. Și mie îmi spui tot felul de povești. Emil. Emil. Domnișoară! Domnișoară învățătoare! Ce, Mihai? Ștefan, ce să mă așteptați? Partizanilor să vină la noapte. Mihai, ce tu cu Ștefan? Tu ești un copil, vrei să te împuște ăștia? Și pe dumneavoastră. Mihai, tu trebuie să trăiești și să spui mai târziu tot ce s-a întâmplat. Mortul trebuie îngropat. Unde se trezește? E inadmisibil! Așa se trezește!
bună! Hai, hai înăuntru. Ai ajuns ca mine, domnișoară, nebuna satului. Tot ce spui și tot ce faci, tot degeaba. Așa au zvonit ăștia, că ești nebună. Nea Vasile, dacă noi suntem nebunii satului, hai să-l îngropăm pe serb. Păi da. Păi ce faci? Nu pot. Nu pot. Mi-e frică. Mi-e tare frică. Nea Vasile, ești prea sănătos. Sapă! E îmbătătură, sapă! Du-te și oprește-o, du-te! Dar n-am niciun ordin. Du-te tu, că ești civil. Să mergem toți să o oprim. Hai! Unde este Stoicovici? Asta mereu dispare la timp! Stoicovici! 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 E îmbătătură, Stoicovici! 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 Ce-i cu el? Doamna e mort. Din oboși ca o cârpă, de frica lui taicătoși al celorlalți. Mai ales că tu mă mințisești primul. Hai să mă ajuți! Hai! Nu vreau să mori, hai vino! Ce spui? Pleacă de aici! Hai! Hai! Vino! Lasă-mă! Lasă-mă! Hai! Hai! De asta ai venit? Hai! Lasă-mă! Ai făcut foarte bine că ai plecat de acolo, domnișoară. Emil s-a ascuns în pivniță. Îmi pare bine că ți-a venit minte la cap.
Te-o spun pentru ultima oară, ai să te căiești amarnic. Ai să mori. Ce vrei? Ce vrei să demonstrezi? Că omenirea trebuie salvată? Pâs! E un coteț! O cocină de porci, aia e! Geamănă! Nu-ți intră în cap! Ar trebui să te duci la casa de nebun tâmpito! Vrei să faci pe mielul care se sacrifică pentru binele omenirii! Du-te, dracului! Du-te, vârtindu-te! Asta ne băgă rău. Veniți. Arul-i slab? N-o dă pe mâna nemților. Și noi o s-o pățim. E gata. Va trebui la mormânta. Ce ne faci? Ai încălcat ce s-a stabilit și s-a anunțat! Nu poți! Să ne ești ce ai făcut! Nu mai poți! Ești cu ei! Dacă l-ai îngropat, înseamnă că ești cu ei! Înseamnă că ești cu partizanii! Înțelegi? Trebuie să spui neapărat unde sunt! Nu se poate interzice îngroparea unui dușman? Așa crezi dumneata? Ura față de dușman e sfântă și după moarte, domnișoară! Pe neamțul care l-a omorât în privată, de ce nu l-ai îngropat? Ăla nu era tot om? Pământ. Haide! Du-te! Să nu te mai prind pe aici! Cum să te ajut? Nu mai pot să te ajut. De ce m-ai silit?
De ce m-ai silit, domnișoară? Dumneata e toată puterea și eu te silesc. Nu e caragios? E foarte caragios. Totul e caragios. Eu mi-am hotărât soarta așa cum am vrut. Știam că n-am să te înving. Dumneata ai câștigat și totuși mori. Spune-mi zău, domnișoare, nu e tâmpită lumea asta? E foarte tâmpită. De-aia o să-și ducă dracului. Din cauza mea. Din cauza mea s-au întâmplat toate. Din cauza mea s-au înfuriat pe tine. Înțelegi? Așa trebuia să se întâmple. Anastasiu, mă ierți? Acum te-ai liniștit? Hai. Du-te. Du-te. Ai văzut ce ai făcut din el? Toate stau în el ciuntite și umilite. Dar trăiește, domnișoară. Și ăsta e esențialul. Aș vrea ca și dumneata să trăiești. Ești liberă. Cum? Îți redau libertate. Te rog. Acum o să ne despărțim, da. Dumneata, o să pleci pe aici. Hai. Drum bun, domnișoară. Și să nu uiți. Să nu uiți că eu ți-am dat libertate.